Băi, urâtă să introducerile astea, hai că o fac, că încerc. Nu-mi place deloc, ce introducere. Da, dragii mei, m-am tot gândit să fac un material aparte cu un fotbalist celebru din România. Un fotbalist care să fie uns cu toate le file, care să fie și lider de echipă, care să aibă și selecția națională, care să fie și șmecher în sensul bun, și golan și tot ce trebuie. M-am tot gândit pe cine să iau, pentru că lipsit de modestie am acces la foarte mulți dintre ei. Și între toată lista asta pe care eu am pus-o așa în cap și m-am tot gândit pe cine să iau, am ales un singur nume, nu mai lungesc, este vorba de Gabi Tamaș. Gabi Tamaș a acceptat astăzi invitația mea, dar a coborât cu el într-o cramă, deci aici ai fița, cobor cu Gabi Tamaș într-o cramă și fac un interviu cu el și o grămadă de surprize pentru el și pentru voi, dar asta le veți vedea voi pe parcurs. Haideți să mergem! Gabriel! Băi, Gabriel, unde te-ai ascuns, mă, frate? Mi-a zis că a venit, dar nu-l găsesc. Gabriel! Ce vrei, băi? Lasă-mă, dracu! Ce-au te-ai pus cu fița roșie unde era, băi? Aștept autobuz, ești nebun? Ce faci, mă, frate? Aștept tramvaiul. Ce faci, băi? Fotbalistul meu, fundașul meu. Ce faci? Uite, te așteptam. Da? Te așteptam că vreau să te răsfăț. Ai și tu o vârstă ca fotbalist, ai făcut treaba atâta timp, acum vreau să te răsfăț. Băi, frate, acum te întreb puțin. Tu dacă ai fi Adiță și l-ai avea pe Gabi Tamaș, prieten, tu unde l-ai scoate pe Gabi Tamaș? La cinema? La circ? La teatru? Sau într-o cramă? Așa, să vedem niște murături, că nu bem, noi oricum bem acolo. Eu vreau să mă duci la o cofetărie. Păi, dacă eram cramă, Adiță, îmi doream să am un prieten ca Adiță, bă, frate. Și eu. De asta te-am pe tine. Hai, mă, frate, hai să mergem, hai, să vedem. Hai. Sărămâna. O, sărămâna, doamna Elena. Este deschis la dumneavoastră aici? Putem intra? Desigur, haide. După Gabriel. Hai, după tine, că e emisiunea ta, fiță cu Adiță. Aveți grijă să nu, că e cam poftiți abrupt. La fiță cu Adiță. Hai să vedem. De intrat intrăm, de ieșit va fi mai greu. Peste vreo 2-3 zile ne căutați. Hai. Dar să opriți camerele, vă rog frumos. Eu am vrut să caut o cramă cu lift, dar n-am găsit. N-ai găsit? N-am găsit cramă cu lift. Mă bagi în buncără. Le bag în buncără și aici dormim. Ia fi o băgăbiță, să vezi ce ți-a pregătit Adiță. Ia fi atent acum. Ce ai făcut? Mai nu plânge. Ce-ai făcut? Vreau să fie un fel de cine romantică. Nu avem volan pe dreapta. Dar așa, ca între prieteni. Eu am văzut ceva acolo, se poate filma și uite, uite unde te-am adus, mă, în paradis. Știu, genul tău. Am văzut și acolo. Acolo avem, sticluțe, avem și roșu, și roze, și sticluțe, și apă, goale. Și apă plată avem, Gabriel. Da, apă plată, hai, da. te rog, ești invitatul meu. Gata. Uite ce surpriză ți-am făcut, bă, frate, bă. Aoleu, mamă, ce foame de mine. Dragilor, asta este surpriza din partea restaurantului Cocoșu Roșu, pentru noi și pentru Găbiță, pentru Tamaș. Stai să nu vadă nimeni. Acolo este un suc de vișine, nu are alcool, deci nu, să nu înțeleg, nimic nu are alcool aici. Nimic nu are alcool, mamă, nu rog, miroase, nimic nu are alcool aici, mamă, cum miroase vinul ăsta. Deci să nu credeți, aia nu este vișinată, deci chiar nu este vișinată. Aici nu avem vin, acolo nu este pălincă, aici nu este pălincă, totul este bio. Ai cam ieșit din peisajul ăsta, Gabriel, vină cu lângă mine, fratele meu. De care peisaj? Peisajul monden? Din peisajul monden nu te-am mai văzut nimeni, nimic, nu mai știi nimic de tine, nu mai... T-ai apucat de fotbal la bătrânețe, iar joci, ești pe locul 2-3. Stai că de-abia mă plec, am îmbătrânit. Ce ești lider, ești președinte, ești capitan, joci cu voluntarul, mai frate, mai, nu ne mai trebuie și niște monden, nu mai așa, nu mai... Eu iau sucul ăsta lângă mine, da, este frumos. Un suc natural, repet. Să-l pun aici așa. Și vreau să le iei ușor așa, știi, că ăsta trebuie să le... Este, da, înțelegi tu. Foarte bună. Vă servim cu... Eu nu, că sunt șofer. Păi nu, că nu are alcool, e natural. Nu e natural, e bio, totul e bio. Este bio. În mișinea asta nu s-a bun niciodată, nu o să se bea vreodată. Nu. De exemplu, aici am un suc de coagăză. Da, vezi? De care coagăză? Coagăză coaptă. Vă punem un păhărel? Hai să dau noroc. Da. Uite, vi-l dau pe al meu. Și eu vreau să gust uleiul ăsta de măsline. Da, un ulei de măsline adus din, de la Muntele Athos. Un ulei de măsline care se poate bea și așa fără, adică nu trebuie să-l pui neapărat în salată. Noroc, sănătate, sărmâinile. Doamne ajută. Noroc, sănătate. Mulțumim frumos, sărmâna, mulțumim. Bine că ne-ați primit. Găsit. Gabi, mulțumesc că ai venit. Da. Ușor, că uleiul ăla, să le iei ușor, tata. I-a-l pierdut. Nu, păi nu are, da. Păi nu are. Mamă, dar ăsta e must. Este must. Ce bun e. Da, e bun. Oh. Fii atent. Zi. Mai ai, acum, între două felii de brânză și o jumară. Da. Eu vreau să-ți mai fac ție o surpriză. Ce? Stai așa să iau și-o din șunca asta. Mai lasă surprizele. Surpriză. Vreau să-ți mai fac o surpriză. Zi.
Stai să pentru dăm Coca-Cola. Că... Știi cum făcea Ronaldo, să dăm Coca-Cola la o parte? Dă Coca-Cola, trebuie. Și să punem pune asta aici. Înapoi. Dă Coca-Cola și pune asta. Profesionist. O masă așa bogată nu ar intra bine dacă nu am avea lângă noi și... Un lăutar. De unde știut? Mi-am imaginat, îți dai seama că... Vezi mă ce înseamnă să te cunoască prietenul tău de ani de zile, știe fiecare mișcare, dar nu contează. Și acum, în scenă intră... Ce, aduci lăutari? Da, în scenă, pentru prietenul meu, pentru viața mea, pentru fratele meu Gabriel Tamaș, maestru Cătălin Buzoianu, maestre! Nu stau lângă mine! Nu stai mă, că stați în piciorul, stau jos! Vino aici! Și stăm aici, ca la nuntă! Bună seara, bună seara. La cărciuma din cartier. A, nu, nu-i. Dă-i. Unde se cântă și se bea. Vreau astă seară să petrec cu amintirii viața mea. Am mai făcut câte o beție. Niciodată. Eu viața mea. Eu nu merg amintirii. Nici asta. Și m-am vândut la galerie pentru un bilet de câțiva lei. Sunt vagabundul vieții mele. Istorie să scrie azi. Măturător de plac de stele și cu surge fără cu sur. Iar când adun spre dimineață îmi reproșez de la început că n-am luat totul de la viață și nu i-am dat cât aș fi vrut. Bravo, tata, bravo, bravo, ia zi. Vreau să continui cu ce ai terminat tu, maestre. Da. Cu Gabi ce? Tamaș, are regrete în viața lui? Sau vreau să... Băi, cu toții avem. Da, trecem peste. Și mergem înainte. Îți reproșești ceva, nu știu, care e a ta de păi n-ai ce să-ți reproșești. Crezi că ai fi putut ajunge la un nivel mai mare? Pentru că totuși ai jucat în cele mai puternice campionate. Ai jucat în Franța, ai jucat în Spania, ai jucat în Anglia. În primele ligi, adică nu... Păi dacă stăteam așa și mă gândeam la regrete și la prostii care am făcut, mă lăsam de fotbal de mult. Viața merge înainte, trebuie să-ți asumi ce faci. Bune, rele, le asum. Dacă nu le asum și intri într-o depresie din aia, te lași. Ai șterge vreun episod din viața ta și acum nu mă refer neapărat că ai spart cu piciorul o scară de bloc. Nu la asta mă refer, că asta mi se întâmplă tuturor. Nu, băieți? Nu. Nu mai mințiți, mă lăsați vrăjeala, mă. Noi îi dăm calde, mă. Noi îi dăm calde că ești al meu. Ai șterge cu buretele un episod din viața ta? Păi n-am cum să-l șterg, că s-au întâmplat deja. Și dacă dau viața din... să dau viața înapoi, poate le făceam la fel. Păi asta zic, dacă ai da... Păi dacă înapoi, o dau, de unde să știu că n-ai, păi n-ai mintea de acum. O ai tot pe aia de rebel. Sau... Deci fratele meu, Tamaș, acum e înțelept. E înțelept, bă, dracu. Hai să stăm jos să mâncăm ceva, beam o șpriț. Nu ești priz, nu. Apă. La ce vârstă vrei să te lași de fotbal, Gabi? 48. 48? Cine ești, mă, la Roger Mila? Cine ești? Păi am văzut că e unul în China care joacă la 54, mi se pare. Japonia. La Japonia. Bun rău ăla, da. Bine. Cât mă mai țin picioarele? Dacă nu mă mai țin eu, ridic mâna și zic, atât a fost. Cum vezi fotbal românesc în momentul ăsta? La ce nivel suntem? Ai zis că e misiunea fiță cu adiții despre viață, pur și simplu, da, mă, ei cu fotbal. Auzi, mă, poate mai sunt și microbiști ăștia rătăciți și vor și să afle un altă gen și după aia o dăm noi. Păi se uită la televizor. Da? Dacă se uită la televizor, văd cum e fotbalul meu. Pentru asta vreau să-ți mai fac o piesă. Eu nu am pe nimeni, n-am pe nimeni, prietenul meu la masa mea, mă. Mă, ce bune asta. Dar stai, mă, tu jos, că stai în picioare. Și cântă la mutarul. N-am pe nimeni, prietenul meu la masa mea. Și cramă, uite așa. Cu el îmi dau paharul. Suc de fructe. Apă minerală. Mustul nu se pune. Mustul e ca și cum îl bei înainte să fie făcut vin. Gabi, acum că suntem aici amândoi și ne-a băgat Cătălin Buzoianu melodia cu nu am pe nimeni, pe nimeni decât un prieten sau doar un prieten la masa mea, spune-mi și mie, ai fost rădat de prieteni în viață? Poftim? Ai fost trădat de prieteni în viață? Îmi iau datoriile, fac două blocuri. Mă, ce bun e asta. La modul, prietenii... dă-ne și nouă găbiță că ți-i dăm noi altă dată. Și am văzut cum mi-ai văzut și tu. Și am văzut de acolo și s-au dus.
Asta este, trecem cu toții prin momente din astea. Până nu ne lovim de ele, nu putem să știm cum sunt. Da. Ți-am mai spus, și cu regretele mele, și cu prostiile mele, viața merge înainte. Nu mă uit înapoi, nu mă interesează, sunt sănătos, familia sănătoasă. Banii vin, se duc, muncești, iar strângi, iar se duc, iar strângi. Asta e viața. Ești un bărbat împlinit? Nu fotbalist, bărbat. Să întrebăm pe soție dacă sunt împlinit. O sunăm și pe Ioana dacă vrei. Da. Băgăm direct. N-avem semnal. O pot să spun că sunt un bărbat împlinit. Pe cariera fotbalistică încă nu ești împlinit pentru că știi foarte bine, trebuie să te duci la un mondial. Champions League am jucat, Europa League am jucat. Europeană ai jucat? Europeană am jucat. 2018, nu? 2008, da. Scuză-mă. Da, 2008. Dar n-am jucat la niciun mondial. Sau să fie acolo, îți dai seama. Și mai e timp să joci? Nu, cred, nu știu. Depinde ce 37 fac, de ani? Depinde ce fac diseară jucătorii. Și dacă să dea Domnul să se califice, poate voi fi convocat dacă voi juca bine la echipa de club. Dacă nu, îl văd de la hotel, unde mă voi duce în vacanță. Bun și așa. Care e cea mai frumoasă vacanță ta? Pentru mine toate sunt frumoase. Când dai liber și te duci cu familia sau cu prietenii, toate sunt frumoase. Să știi că și eu am fost cu el într-o vacanță, Marbella. Și ți-a plăcut. Unde mi-a plăcut, unde am fost cu minți. Da. Am fost cu din 7 zile, 5 am fost beți. Nu e adevărat. Dacă bei un par de vin, înseamnă că ești beat. Păi nu, eram bine dispus. Păi da. Acum s-o dăm cățile pe față, ce mai atâta dacă tot... Ce frumos a fost, doamne. Păi nu. Mamă, cum intra sangria. Sangria și steak-urile pe grătar. Pe asta vreau să zic, mi-ai spus mâncare românească, dar tu... Mi-ai făcut acolo niște păi, da, frituri, da, de vită, niște nici nu știu cum să le zic. Păi și de unde vrei să iei slană în Marbella? Tămute, erau bune, rău, frate, ușor, păi știu, așa, da. Frumatice. De unde vrei să iei slană? Că nu deci mergeam nu dai, cu slană. Dai, nu dai slană și astea pe nimeni. Nu. N-am. Mai schimbăm și mâncarea, că nu poți să mănânci în fiecare zi numai slană și brânzeturi. Ardei iute nu dau pe nimic, pentru că mănânc în fiecare zi. Serios? Mm. Asta e secretul tău? Da. Ardei iute. Și... Apa plată. Apa plată. Secretul lui Gabi Tama, ardei iute și apa plată. Să mai luăm și noi o brânzică și maestru să bage una... Mică. Și astă seară vreau să beau, da. N-am suc. Cu adiță vreau să stau, da. Asta e ultima fiță, da. E Tamaș la adiță, da. Uite așa ne trece anul, da. Și ne cântă buzoianul, da. Vreau să mă simt bine, da. Aici cu Tamaș mine, da. Și ce-mi place că ai venit invitat la emisiunea mea Sătul, frate. Nu ți era foame deloc? Nu. Dar nu-i probleme, că putem să luăm și la pachet. Nu iau la pachet, că după aia mă îngraș, mine am meci amical. Știu. Nu l-ați văzut și nu știu dacă o să mai vedeți. Îngăbiți așa, relaxat. Nu prea îmi place mie să mă la emisiuni și așa, am fost invitat de... Vezi ce fel de oameni și nu îmi place. Nu. Da, mă, dacă îmi te sună fratele tău. Am venit la tine datorită prieteniei, care de atâția ani suntem prieteni și te respect, te iubesc. Păi și eu, de asta am venit, că în rest nu mă duc eu la emisiune. Că... Să le zic ce, viața mea? A cam apărut viața ta, ca să zic așa. Nu toată. Băi, cred că niciun sfert n-a apărut. Fii atent, te întreb și eu ceva. Da. Nu știu, și știi că tot ce se întâmplă acum este natural, nu am făcut înainte întrebări, nu există așa. Bă, frate, ce s-a întâmplat în Israel? Ce s-a întâmplat în Israel? Faza cu... Da. Acum te întreb eu pe tine. Uite, să spun că tot ai deschis subiectul ăsta. Nu știe dacă nimeni... vrei să discutăm, da, jur. Da, discutăm. Jur. Nu știe nimeni. Din România ce s-a întâmplat în Israel? Păi asta n-ai spus nimănui. Păi nu știe nimeni, eu chiar n-am spus nimănui. Pentru că nu interesează subiectul și ratingul și-au făcut cine trebuia să-și facă.
și nu i-a mai interesat. Eu te întreb pe tine. Da. Tu, ce crezi că s-a întâmplat în Israel? Băi, din ce am citit, da? Din ce am citit? Ce s-a întâmplat? Da, ce s-a întâmplat în Israel? Te-a prins băut la volan, nu? Bun. Te prinde băut la volan. În orice țară din toată lumea asta. Ce îți face? Te ține 24 de ore, plătește o cauțiune și se duce acasă. Așa se face, nu? La noi nu știu dacă e cu cauțiune. O, la noi cred că e dosar penal, nu vreau să vorbesc că era. Bară, nu mă dosar penal se face și acolo. Da. Dar plătește o cauțiune până la data procesului. Așa da. Este normal. Eu am plătit cauțiunea, trebuia să mă duc acasă. După 24 de ore? După 24 de ore. Da. Cei de la poliție au făcut, avocații poliției au făcut recurs la alt tribunal. M-am dus la alt tribunal, eu venisem, pentru că asta 48 de ore, am stat, nu 48 de ore, am stat 24 de ore, am fost arestat, m-au trimis în pușcărie, că n-au arest. Am venit la tribunal, pașaportul era la soție, soția era cu președintele și... Mi-au zis, vedeți că duceți-vă la poliție. Avocatul i-a spus la soție și la președinte, duceți-vă la... Că e groasă. Nu, duceți-vă la pușcărie să-l așteptați să iasă. A, am înțeles. Deci de erau poliție. Toate premizele ca să ieși. Tot era... Da, pentru că era plătită cauțiune, era tot. Era tot, da. Și cei de la avocații poliției au făcut recurs la alt tribunal. Acolo, când am ajuns, judecătorul a zis, e un caz de alcool și viteză, acasă. Da. Poliția, adică poliția, avocații poliției, au zis că nu mă găsesc în calculator. Și că am intrat fraudulos în țară. Înțelegi? Eu jucând, care mă vedeau în fiecare sâmbătă. S-a făcut puțin abuz de putere, dar n-ai ce să faci, ești într-o țară străină, taci din gură și îți vezi de treabă. Avocatul nu știa despre ce e vorba. Pentru că avocatul și toți, de la început s-a greșit, că eu am intrat cu un pașaport temporar în țară, în Israel. Am intrat cu un pașaport temporar, i-am spus președintelui, nu-mi pune viza de muncă pe pașaportul ăsta, că într-o lună mi se trimite pașaportul, da, pașaportul, ăla, pașaportul normal și îmi pui viza de muncă pe ăla. Mi-a pus viza de muncă, am fost la Tel Aviv la consulat, am dat pașaportul, mi l-a dat pe cel nou, mi-a pus viza, i-am dat soție pașaport atunci. Și nu mă mai găseau un calculator. Sunt trei instituții mari ale statului care sunt gardienii, cei de la aeroport și poliția, care nu prea colaborează între ei. Nu știu de ce, în fine, poate nu vor. Când au zis asta, cei avocații au zis că am intrat fraudulos, că am intrat pe la VIP, că mă știa lumea. Că... Și atunci judecătorul a zis asta e altă problemă. Să se ducă la pușcărie. Și practic ți s-a tras problema aia, lecția asta de viață sau nu știu, episodul ăsta din viața ta de la pașaport. Păi de la pașaport și că ei au zis că nu mă mai găsesc în computer și era normal să nu mă mai găsească că eu mi-am schimbat pașaportul și viza de ședere era, viza de muncă, era pusă pe pașaportul nou, care ei nu aveau un calculator. Gabi Tamă și-a zis bine că dacă ar fi să ne punem pe povești. Și după aia mi-au dat o lună jumate arestat la domiciliu. Cred că mai rău te-au omorât la domiciliu. Păi n-aveai voie să părăsești casa, apartamentul, nu puteai să ieși din apartament, nici măcar până la lift. Dacă te prindeau la lift, te arestau. Dormea cineva în casă la mine? Dormea cineva? Nu înțeleg. Dormea cineva în casă la mine. S-au dat 5 nume, care judecătorul a fost de acord. Au plătit și ei un depozit, în caz că se întâmpla ceva, le lua banii la toți cinci și făceau cu turele. Deci dormea cineva de la poliție, asta zic. Nu de la poliție. Am dat cinci persoane din Israel. Am înțeles. Cu acceptul judecătorului. Am înțeles, da. Ei au depus niște bani. Dacă cumva eu încălcam legea asta și mă arestau, ei pierdeau toți banii. Știi? Și dormeau la mine, făceau cu schimburile. O lună jumătate am dormit. După o lună jumătate nu m-a lăsat să plec din țară, a zis că nu poți să părăsești teritoriul până nu ai termini. Infractor rău tu. Da, până nu termini munca în folosul comunității. Ai un infractor rău de tot. Și am făcut 2 luni de zile munca în folosul comunității. Și ce înseamnă? 8 ore pe zi. Ce anume?
Zine și noi, că aici e partea interesantă. E partea interesantă. Aici e mișto. Mergeam, lucram la spital. Eu știu. Strângeam mâncarea. Pacienților? Pacienților le puneam în niște cutii mari, cu roți, le împingeam, venea cineva, le lua, le ducea la bucătărie. După aia le duceam pline, știi? Le duceam mâncarea, le luam mâncarea, le duceam mâncarea, le luam mâncarea. 8 ore, așa puteam. Și deci, 2 luni de zile. Dragii mei, ca să depășim într-un mod frumos episodul ăsta din viața lui Gabi Tamaș, aș vrea ca maestru Buzoianu să ne bage și nouă pe aia cu bate un vânt rece din baltă la chiria în port. Pentru fratele meu, Gabi Tamaș! Bate un vânt rece din baltă la chiria în port, măi. Acum se înalță și s-o tai nu pot, mă. Of, 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 of. Căpitanul strigă tare, dă-i hoțule, dă-i, mă. Of, of. Am ajuns să ajut să ascult și chit la Chilian Port. Bine, ascultam la beție, da. Acum nu se pune. Nu, stai așa. Bun, dar îi place melodia. Când eram noi, când erai la Steaua și eram foarte apropiați, ieșeam foarte mult cu Niță, Florin Niță, da. Și cu soția, care sunt niște oameni extraordinari. Da, într-adevăr. Eu cu cine am mai păstrat așa legătura, nu prea putem să ieșim pentru că ei joacă afară, înțelegi, ne vedem rar, dar vorbim la telefon și vorbesc la telefon cu mulți fotbaliști care am rămas prieteni. Îți dai seama, am trecut prin momente frumoase împreună cu mai mulți jucători și am rămas prieteni, mai vorbim. Zici și mie o nebunie. Nu pot. Da, da, de la Națională cu Adi Mutu. Da, în suspans. Ce e suspans? Nu. Nu făceam prostii. Nu. Să mor. Nimic. Eram cei mai cu minți, uite. Ia uite, da. Păi ce, San Marino atunci. San Marino. S-a trecut mult timp. Mai zine un pic. Ce? Detaliază că nu mai ții minte ce ai. Mi-a dat afară, mi-a piții. Că n-am fost cu minții. Că n-ați mâncat la prânz? Așa mi-am aminte. N-ați mâncat tot din farfurie, nu? Nu, seara n-am vrut să mâncăm. Asta era. Păi am ce vrei, e mai exigent omul, nu poți să... Păi n-am ce să... Bine, nu e un motiv, dar... Noi am zis. Mi-a piții, cum spui tu? Ai dreptate? Am comis-o? E, practic era profesorul vostru. De sport. Și după aia ne-am dus să mâncăm în oraș. După și v-ați rătăcit. După ce ne-a dat afară. Și v-ați rătăcit în oraș. Nu așa era povestea? Da. Da, am mai găsit hotelul. Se întâmplă, mă, frate, țară străină, nu erau cu GPS. Atunci nu era cu GPS cu astea. Nu. Da, nu s-a întâmplat. Ce? Vezi, dacă ne punea GPS-ul, pe spate ne găseau pe calculatorii mei. Atunci nu prea aveam GPS-ul la echipa națională. Întrebare grea. De câte ori a fugit Gabita Maj dintr-un cantonament? Niciodată. Băi, ce serios. N-am fugit, chiar n-am fugit niciodată. Tu știi altceva, mă? Eu le fac în timpul meu liber, că nu pot să fug din cantonament, că sunt plătit să stau în cantonament. Faci în timpul lui liber, are cât o săptămână liberă, așa e de la stat, care are un job mai greu. Da, hai mă, maestri, mai bagă-ne ceva, că mai bagă-ți tu ceva, e tristă și așa. Băi, e tristă, băi. Frumoasă pentru amândoi prieteni. Ia! Am făcut la viața mea destule, băuturi, femei și nebunii. Și nebunii? Dar de mine ce se poate spune? Eu sunt un tată bun pentru copii. Frumos. Și ca orice om de rând în viață. Frumos. Am avut greșeli, am și iertat. Am păcate, recunosc și gata. Vreau să mor cu sufletul păcat. Bă, dar vezi că suntem în emisiune, să nu-i cumva să-i dai înapoi. Mă jur că nu-i cer înapoi. Băi, să nu-i dai înapoi, bă. Să nu mai cașic la pariuri dacă îi cer înapoi. Joci la pariu? Nu sunt prieteni, ocazional, perfect și am defecte. Dar îmi iubesc familia ca un nebun. Nu sunt bărbatul ideal pentru o femeie. Nici ușa de biserică nu pot să spun. Nu sunt prieteni, să nu se uite Ioana la emisiune. Defecte. Dar îmi iubesc familia ca un nebun. Nici ușa de biserică nu pot să spun. Dar nici ușa de bloc. Nu. E bun asta, nu? Era să zic eu ceva. Dacă eram locul tău, făceam de termopane. Firmă. Firmă? Gabi Tamaș, termopan.ro. Bă, nu știu, mâncate-și, dar
Caterinca, Caterinca, dacă te uiți pe filmare, eu am ciocărit, femeia era de vină că nu mi-a deschis. Da, mă, păi da, mă, corect, mă, omul a cerut, bă, era frig, dar nu asumă tante să intru. Eu am ciocărit prima dată, eu da. Ce să-i fac, dacă nu mi-a deschis femeia? Corect, dar chiar așa e, omul a bătut frumos, da, am lăsat să mă să intru. N-a vrut să mă lase. Sunt și eu obosit, vin de la luptă. Eram de la argere ușoară, că am alergat, da. Știi? Cu sabia, mă, n-a stăt. Ce era așa? În fine, alt episod, îl depășim și pe ăsta. Deci dacă ați observat, fratele meu Gabi Tamaș mănâncă în continuu de când a venit. Ceea ce înseamnă că, fără să le dăm cald de la frații noștri de aici, la prietenii noștri de la Cocoșu Roșu, mâncarea e genială. Foarte bine. Bună ziua, doamnelor și bună seara, doamnelor și domnilor, suntem din nou în direct la stadionul 24 august, alături de mine, capitanul echipei naționale, după meciul cu Serbia 2-2, am scris un gol cu capul și unul cu genunchiul în gură. Gabi, zi-ne ceva despre meciul ăsta. A fost extraordinar, am simțit bine. Ia uite, atmosferă. Atmosferă? Hai să mergem. Hai. În pași de dans, cu maestru după noi, vrem să mergem niște murăturele, niște dulcețuri. Asta e după a doua zi? Băi! Ce? Uite! Asta e momentul. Aici, știi ce e asta? Ce? Este un storcător de struguri. Da. Corect. Și acolo se duce și se face... Muscul. Da, după aia, ia vreo. După aia, zi. După aia, ia uite ce apare. Ia uite ce apare din must. Champions League, va? Suntem din nou în legătură directă de la de pe Parc de France, Parc de France. S-a câștigat de pe San Siro. Champions League-ul. Gabriel, te-am așa la ce zonă de Bardica. Cine te o mai pune în gură? N-am ce face, n-am ce face. Cupa Mondială este la București. Nu-mi place. Mulțumesc familiei pentru acest premiu. Cine te-o mai pune în gură? Mulțumesc părinților care m-au susținut. Și mulțumesc Gabriel Tamaș care mi-a pasat și am scris. Vă mulțumesc pentru acest premiu. Cel mai bun asist. Balonul de aur. Balonul de aur. Gheata de aur. Balonul de aur. Mulțumim frumos și noi. Să știi că s-ar putea da un premiu din ăsta. Bețiva anului. Cum se dă jucătorul lunii și antrenorul lunii, să se dea și la... Chiar că... Bă, ia și mănâncă și tu cu mâncai în pauză. Cu măslină, cu jumară, cu brânzică. Hai că și adiță. În timpul emisiunii nu mănâncă nimic. Cu jumară, Gabi te-am adus la țară. La Cocoșu ăla roșu. Nu mai știu. Să înceapă. S-a golit energia. Pe jos s-au auzit cei măi. Trece o fată și un șofer măi. E bun asta. Șoferul mergea cântând, iar la fata susține. Șofera, șofer. Imaginea astea sunt pentru voi, altceva. Șoferul mergea cântând, e greu. Fata mami suspină. Da. Șofera, șoferule. Trebuie să facem o emisiune pe la 2-3 dimineața. Atunci e mai frumos. Mai intrăm în direct la 2-3 dimineața, dar atunci trebuie să băgăm de aia de 18 ani. Ducem mâncățișul. Atunci e mai frumos. De această pană de idei, de la mine 100 de lei. Da, dacă am puțin, că am scârcit. Stai mă, frate, că n-au mut, dar ce să mut? Asta nu e nimic, am primit și mai devreme. A, vezi? S-arată pe... care tu m-ai sărutat. Mi-a dat toată viața. Da, da, curte, să-mi dau așa. De la Găbiță Tamaș. De la Găbiță Tamaș pe 2021. Câteina puterea curată în depură. Ce mi-ai făcut că mă omori. Au, 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 au. Buzele tale duci camera, ochii tăi mi-a puterea, gura ta îndă fior. Ce mi-ai făcut că mă omor? Ce mi-ai făcut că mă omor? Asta tăiați la montaj, băie. Ce? Sticla. Doar parul că se umple, nu s-o lasă. Ai îmbătrânit, Adiță. Ai îmbătrânit, Adiță. Ai îmbătrânit. Dar cu... nu mai pot, nu mai ia pistolul foc. Am îmbătrânit și nu mai pot. Parcă-mi pleacă piciorul mă la asta. Ia uite-te mă. Îmi pleacă piciorul să... Mie mi-a venit piciorul. Eu asta aici până mâine.
Păi și cine ne ține, mă? Bravo. Foarte frumos, bravo. Adiță, mai dai și tu două terminale. Îi mai dau, mă, frate, am aici. Poza mea. Pentru Gabi Tamaș, care are poza. Are poza pe cantonamentul de la Mogoșaia, nu? De când poza ta. Poftea, mă, că au mutat pozele de la Mogoșaia la Mogoșaia. Ce frumoasă ești atunci când zâmbești. Eu te por mereu în gândul meu, te iubesc mereu. Ce frumoasă ești atunci când zâmbești. În gândul meu te iubesc mereu. Hai că mă duc și la Vocea României mâine pe mine, drept. Dacă o țin așa din emisiune în emisiune. Ce bun e azi dacă o să zice la Vocea. Da. Mândră fără trandafir, în viață ești musafir. Azi vei mână și pe deci. E ca melodia perioadei prin care trecem noi acum. Stai lumea la picioare, fii. Dar când te trage pământul, tot la cocoșul roșu te întorci. Te întorci. Păi aici. Să stai lumea la picioare, mai cu furca să-i întorci. Dar când te trage pământul, tot acasă te întorci. Maestru Buzeanu, numărul 1 pe de-astea. Astăzi seară vreau să beau, da, 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 da. Cu Adiță vreau să stau, da, 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 da. Bate un vânt rece din baltă, la chilia port, măi. Toate diamantele le cumpăr pentru tine. Domnișoară, domnișoară, ce vreau deschisă. Câte ceasul pe? N-am ce face, n-am ce face. Văd ora nu-mi place. Mai ora 7 dimineața. Asta e mai tare fiță. Că e Tamaș la Adiță. Băi, 7 dimineața, e amical. Lasă-l, bă, de-l dracu, că se joacă și fără mine. Ai amical, băi, frate. Ce amical, bă? Amical cu Râșnov. A, da? Da. Da, mă, că mă duc și eu, ajută-mă și pe mine. Câte ceasul? Câte, mă, ceasul? 7. Mai am, bă, o oră, dă-o, dracu, mai las. Trezește-mă la 8, bă. Bă, ce frumoasă-i viața, bă. Ce frumoasă este viața, frumoasă te dimineața. Gata, băi. Gata cu muzica asta, ca am meci, n-auzi nici. Lasă-l, bă, să doarmă și la oră. Ceva de nani, nani. Da, nu știu, nani, bă, ce muzică.